Bună ziua, dragii mei! Iată că vin sărbătorile, vine nașterea Domnului, o sărbătoare pentru fiecare român, pentru oameni săraci, pentru oameni bogați, pentru toți. Domnul Hristos s-a născut și astăzi vom avea ocazia să dialogăm, să dezbatem despre această sărbătoare cu un om special și drag nouă celor care îl privim, pe domnul deputat Ovidiu Victor Gams. Domnule deputat, sărbători fericite și Doamne ajută! Mulțumesc și dumneavoastră, sărbători fericite! Și bineînțeles că mă duc la Biblioteca lui Dumnezeu, așa cum îi plăcea preotului Tofană să lanseze în spațiu public despre Biblie, făcând această afirmație, și am să mă duc să povestesc un lucru extrem de interesant pe care l-au transformat îngerii într-o magie, într-o ferie de nestemate în anul nașterii Domnului nostru Hristos. Și se întâmpla pe câmpia Betleemului, unde erau niște păstori cu niște oi. Și la un moment dat îngerul le spune: nu vă temeți, pentru că vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot poporul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Domnule profesor, pentru că, în primul rând, calitatea dumneavoastră este de om făcător de mentalități, cum apreciați această sărbătoare a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos? Este o extrem de importantă sărbătoare pentru întreaga creștinătate. Alături de Paști, nu-i așa, sunt de altfel cele mai importante, probabil două sărbători ale noastre, ale creștinilor, dătătoare de speranță, o speranță de mai bine, de care se leagă și permanentele noastre strădanii, de a trăim, de aia muncim, ca să tindem spre mai bine și atunci când e vorba de Crăciun sau de Paști, noi sărbătorim în familie, în general, alături de cei dragi și permanent e prezentă această năzuință spre mai bine, o ocazie și de introspecție, să te gândești ce ai făcut, cum te-ai comportat, cum te-ai prezentat, ce ar trebui să faci mai bine, astfel încât să aduci bucurie oamenilor din jurul tău, dar să fii și util societății. În consecință, cred că, dincolo de partea de relaxare și de, hai să zicem așa, bună dispoziție, e mult mai mult cu această ocazie. Crăciunul înseamnă dorința de liniște, dorința de pace, spre care năzuim cu toții și de care n-au parte toți oamenii de pe pământ, din contră. Și aici, în apropierea noastră, războiul distruge vieți, distruge destine și cred că e momentul cel mai bun în care să ne rugăm să revină pacea, liniștea și bunăstarea pentru toți cetățenii. Domnule deputat, pe mine m-a impresionat extrem de mult atitudinea românilor la momentul declanșării acestei mizerii, că nu putem să-i spunem decât mizerii, acestui război cumplit în care, dintr-o chestiune, nu putem să-i spunem altfel decât ciudată, să spui că e misiune specială, că de fapt nu-i război, că prima dată de nazifici, după aceea demonei, nu știu cum să spun ce fel de invenții sunt. Oare ce mână în această cruzime pe oameni? Da, e foarte greu de spus. Nu prea ne putem transpune în mintea și în sufletul lor,
Practic nici nu dorim asta, pentru că toată acțiunea Rusiei este o crimă, da, capul al fine. Au generat, repet, pierderi umane și materiale enorme, într-un mod absolut dement, care nu are nicio legătură cu credința creștină. Ei se pretind a fi creștini ortodoxi și că acționează în numele credinței lor. Eu nu cred că vreodată un bun creștin poate fi mânat în luptă de dorința de a distruge, de a omorâ oameni. Eu am înțeles altfel creștinismul și, în consecință, consider că toate argumentele și poveștile pe care ni le spune regimul Putin și toți propagandiștii sunt niște minciuni sfruntate care, de fapt, justifică doar o dorință dementă de putere, de a face rău, de a-și prelungi poate agonia la putere, dar nu are nicio legătură cu nici un deziderat uman valabil. Poveștile legate de naziști, de nazificare și alte inepții de genul ăsta nu au niciun suport. Ceea ce au făcut a adus numai suferință atât poporului ucrainean, cât și multor familii rusești care și-au pierdut copiii, frații, soții în acest conflict, și nu poate fi justificată această acțiune prin nimic. Deci, dacă se pretinde a fi bun creștin ortodox, așa cum spun, ar trebui să înceteze de îndată orice atac, să-și retragă trupele și să ceară iertare pentru această agresiune, acest război pe care l-au provocat. Într-adevăr, este deranjant că patriarhul Kiril să se ducă să binecuvinteze armele. Nu, Hristos n-a venit pe pământ ca să aducă astfel de atitudini. N-a venit să împartă oamenii în bogați și sărați. Iată mesajul pe care ni-l dă îngerul. S-a adresat tuturor, plecând de la magi, care erau oameni de știință, oameni care au venit cu visteriile, cu bunătățile, cu tot ceea ce s-a putut. Cel mai bun pentru pruncul Hristos în iesle zămislit. Doamne, îmi pun întrebarea, de ce oare să ajung la asemenea situații oamenii între ei? De ce se chinuie? De ce? Totuși, mi-a plăcut foarte mult reacția românilor care, nemânați de absolut nimeni, au venit și au intervenit. Oare am sesizat însă și o chestiune de asta? De ce la noi, la români, de regulă ține entuziasmul 3 zile și pe mai este? Acum, eu nu cred că e chiar așa, adică cred că, într-adevăr, într-o deosebită umanitate, cetățenii, oamenii, organizații non-guvernamentale s-au organizat spontan pentru a oferi ajutor refugiaților din Ucraina, dar și populației civile din țara vecină. Nu i-a îndemnat nimeni, nu le-a cerut-o nimeni, au făcut-o în mod spontan, chiar înainte de a se mobiliza forțele statului, ca să spun așa. Cetățenii au reacționat. Eu cred că este expresia umanității, a unui spirit creștin, unui spirit umanitar absolut normal. Adică eu cred că dacă îl vezi în nevoie pe vecin și ai ocazia, posibilitatea să-l ajuți, reacția normală este să o faci. Și asta au și făcut românii. Între timp, cred că lucrurile sunt așa de bine organizate, puse pe făgașul lor, încât cred că avem numai impresia că nu se mai întâmplă nimic. Din contră, din informațiile pe care le am și din discuțiile
pe care le-am inclusiv cu colegul meu, deputatul ucrainean, din Parlamentul României. Informația e că lucrurile merg bine în continuare. România își face datoria și ca vecin al Ucrainei, dar și ca stat membru al Uniunii Europene, dar și ca aliat NATO. Deci, eu zic că ne-am comportat bine din acest punct de vedere, excepție, sigur, anumite situații pe care le-am văzut în mass media, care sunt incalificabile, a unor indivizi care au încercat să se îmbogățească pe spinarea suferinței altora prin tot felul de, știu și eu, încercări jalnice de a obține bani. Domnul pe care... Domnul deputat, părerea mea este că nu numai românii procedează așa. Eu nu cred a, nu. că numai românii sunt cei care au aceste tare, pentru că oamenii tot oameni sunt. În toate conflictele, în toate conflictele din istorie au existat și profitori care au încercat pe seama conflictului să-și îmbunătățească situația personală, dar cazurile sunt mai degrabă izolate în cazul evenimentelor de acum și înclin să cred că și statul intervine prompt și oprește astfel de încercări jalnice. Este foarte important acum de sărbători ca oamenii să înțeleagă ce au făcut bine. E important să le comunicăm lucrurile astea pentru că parcă au nevoie de modele, au nevoie de încurajări. Credeți că greșesc când încerc să promovez modele la români? Nu, din contră. Din contră, e normal să faceți lucrurile acesta, e bine să faceți lucrurile acesta, mai ales în ceea ce privește tânăra generație. Ea trebuie să beneficieze de modele în societate, de oameni onești, de oameni capabili care își fac datoria cum trebuie, cu atât mai mult cu cât, știu și eu, mass media, social media sunt inundate de contra exemple, de personaje bizare sau chiar negative, care, mă rog, de o manieră sau alta ajung să fie de notorietate. Tineretul trebuie să înțeleagă, să fie orientat către valorile morale corecte și nu către căi facile, dar dubioase de câștig, nici către parvenitism de orice natură, inclusiv politică. Oamenii trebuie să aibă parte de modele de comportament și asta este și, știu și eu, o datorie fundamentală a unor demnitari, de exemplu, a unor persoane publice. Trebuie să furnizeze acest gen de modele societății. Domnul profesor, îmi permiteți să vă spun așa, ați fost directorul fiului meu la liceul Lena, unde vă spun că atunci s-a făcut școală. Știu și văd ce performanțe are băiatul meu, văd ce structură psihologică a fost realizată. Eu sunt mândru de ceea ce am realizat cu băiatul meu, sunt mândru pentru că pot ieși în față cu el și văd seriozitatea și văd amprenta pe care școala germană a lăsat-o în ceea ce privește caracterul lui. E foarte importantă chestiunea asta. Vreau să vă povestesc un lucru ce mi s-a întâmplat recent în viață. Mă duceam, mă mai întâlnesc în piață, oamenii mă cunosc pentru că mă mai văd și pe Zoom, mă mai văd și pe net, și discutam cu o doamnă și spuneam că totuși despre România trebuie să avem un respect deosebit. La această chestiune intervine un tinerel de clasa 11-a și vă spun sincer, mi-a dat dreptate și mi-a plăcut. Am încercat să încheg un dialog și la un moment dat spun, mă, dă-mi te rog numărul tău de telefon să te iau la o emisiune, pentru că mie îmi trebuie modele tinere. La care m-a surprins și mi-a spus, eu am dreptul să refuz în cetățean european. M-a șocat. Întrebarea mea este următoarea. Europa nu mă refuzuri aduce? A, nu, e o înțelegere sau o formulare greșită. El, într-adevăr, poate să refuze sau să accepte ce vrea.
e liberul arbitru al persoanei în orice... Indiferent că e națiune română sau orice altceva. Absolut, n-are nicio legătură cu Europa sau non-Europa. Fiecare cetățean decide pentru sine ce crede că e bine, evident în limita legii și a moralității, dar legătura pe care a făcut-o tânărul respectiv cu Europa e o eroare, ca să mă exprim și culmea, în dacă mod... am continuat subiectul, o susținea pe șoșoacă și a vorbat surprins. Surprins! Deci, e o confuzie, domnul deputat. Cum știți, fără legătură directă neapărat cu personajul respectiv, circula o butadă la un moment dat, se spunea că cine la 20 de ani nu-i comunist, n-are inimă și cine la 30 de ani încă e comunist, n-are minte. Deci știți cum e, când ești tânăr ai tot felul de opțiuni care pe măsură ce înaintezi în vârstă se schimbă probabil chiar fundamental, pe măsură ce înțelegi lucrurile mai bine, nu-i înțeleg nici chiar la 17-18 ani opțiunea pentru personajul respectiv, dar până la urmă, repet, e dreptul lui, e liber. Absolut, categoric, nu am comentat. Eu, aleagă, dar puțin de tot am rămas surprins. Este un motiv să fiți surprins, într-adevăr, adică nimic nu te îndeamnă să alegi un asemenea model de comportament, de poziționare și relaționare publică. Cred că o să trebuiască să mă duc puțin de tot la proclamația din Banat, pentru că, spre exemplu, noi cei care am susținut acest demers ca un act de demnitate națională, în conferința unde este comara noastră, acolo ne este și inima, și am considerat că este momentul ca poporul român să-și asume misiunea de a face din educație baza pe care să-și clădească ființa, cu repercusiuni în toate sferele vieții. Și am zis că într-o lume secularizată, principala care oferă speranța națiunii române este însușirea pe scară largă a moralei creștine, care trebuie să fie promovată neconfesional, nedogmatic și neinstituționalizată. Ce părere aveți, domnul deputat? Ar fi o soluție pentru națiunea română să înțeleagă ce citesc? Să înțeleagă că Domnul Hristos, acum care îl sărbătorim, a venit să schimbe mentalitățile, să aducă iubirea. Bine, e unanim acceptat și evident că, de fapt, religia iudeo-creștină este unul din fundamentele Europei. Europa a fost clădită pe aceste valori, dincolo de, știu și eu, cultura Greciei și Romei antice, aceste repere ale moralei iudeocreștine sunt definitorii, după părerea mea, pentru europeni. N-am absolut nimic împotrivă dacă unii nu cred în ele sau, știu și eu, n-au nicio credință, îi privește, dar trebuie să respecte pe aceia care o au și cred că, până la urmă, nu știu, eu nu sunt un mare expert în teologie, nu sunt expert în Biblie, în Vechiul Nou Testament, dar dacă ne întoarcem numai la cele 10 porunci, dacă ele ar fi respectate de toată lumea, cred că am avea o societate mult mai bună decât în momentul de față, nu numai în România, peste tot în lume. Așa că eu cred că pornind de aici se poate construi cu siguranță o societate mai bună. Nu-ți strică să ai educație, nu-ți strică să ai, știu și eu, 7 ani de acasă, bazat și pornit tocmai de la aceste valori morale. Și dacă la ele se adaugă și o bază științifică solidă, o, știu și o formare foarte bună în școală, în facultate, atunci cu siguranță ai și opțiuni valabile în viață, ai și un parcurs foarte bun în viață și nu cred că
în astfel de condiții poți să creezi în antimodele, cum e cel pe care l-ați amintit. Vreau să vă spun că unul din pilonii de aur a unei societăți este învățământul. Și faceți parte din acest pilon. Și noi cei care susținem această proclamație de Banat nu poate să nu o citească cineva, să o vadă, pentru că dorința noastră este de resetarea societății românești plecând la învățământ. Și spune noi că învățământul românesc trebuie să se concentreze mai mult pe formarea persoanei decât pe simpla acumulare de cunoștințe. Din școala românească trebuie să iasă, unu, oameni de caracter, ghidați pe principiile și valorii morale creștine care stau la baza civilizației europene. Doi, oameni dornici să învețe toată viața și capabili să o facă. Și trei, buni cetățeni receptivi la nevoile comunității și dispuși să slujească binele comun. Da, așa e, subscriu. Subscriu la aceasta. De altfel, știu și eu, sunt mai mulți care încearcă să îmbunătățească sistemul de învățământ din România, tot lucrează la el de 30 de ani, tot îl schimbă. N-am senzația neapărat că s-a întâmplat cu succes. Vreau să sper că va fi ceva mai bine în perspectivă, însă așa cum spuneți, caracterul omului dincolo de acumularea de cunoștințe e un lucru extrem de important, rolul determinant îl au familia și societatea, societatea prin intermediul școlii în primul rând, dar și rolul familiei este fundamental. Am mai amintit mai înainte cei 7 ani de acasă, nu e o vorbă în vânt, trebuie să vină în societate, între colegi la școală, totuși cu anumite valori morale primite de la părinți. E foarte important mediul în care copiii până la vârsta școlară se formează, modul în care familia le modelează caracterul, iar școala trebuie să vină în completare. În societatea românească există probleme mari și în ceea ce privește modul în care se întâmplă lucrurile în multe familii și, evident, și la școală. Vedeți, domnul deputat, noi ne-am gândit, acest grup de oameni care susținem aceste valori cardinale, să facem o analiză critică și asupra clasei politice. Și ziceam așa, clasa politică trebuie pregătită pe baza principiilor de responsabilitate, calitate și eficiență, plecându-se de la principiul meritismului, omul potrivit la locul potrivit, pe baza meritelor personale. Astfel va deveni posibilă eliminarea nepotismului și a sinecurilor de partid care au viciat societatea românească și au slăbit încrederea populației în sistemul politic și instituțiile democrației. Iată că îl găsim pe Domnul Hristos care vine, se naște în această perioadă să ne aducă un astfel de mesaj. Dragii mei români, treziți-vă! Ce părere aveți? Da, lipsa de criterii, modul de promovare în societate care a existat în mulți ani, inclusiv în comunism, nu e o boală a sistemului democratic. Partea asta de pile, relații, cunoștințe, știți bine că funcționa și în regimul comunist, însă este total în detrimentul societății, este de fapt cancerul societății când prin impostură anumiți cetățeni, tocmai din cauza relațiilor pe care le au, ajung în anumite poziții și știu și eu, ajung să influențeze decisiv viața noastră a tuturor. Este cert că acest mod de promovare trebuie abandonat. Nu am însă
vești neapărat bune din acest punct de vedere. Dacă ne uităm în jurul nostru, constatăm că astfel de contraexemple se produc aproape zilnic. E o tară veche, moștenită în secole de în care a fost practicată și e foarte greu de dezvățat lumea de ele. E o chestiune de mentalitate și dacă schimb destul de ușor legislație, dacă schimb destul de ușor instituții, e foarte greu să schimb mentalități. Aici sunt sceptic și cred că o să mai dureze mulți ani până când lucrurile vor reveni pe un făgaș normal din acest punct de vedere. Și ultimul paragraf, să zicem, din această proclamație spune așa: vom iniția forme democratice ale dialogului social în societatea civilă, mai puțin, așa, și guvernanță, în scopul identificării și servicii interesului public. În acest scop vom încuraja dialogul constructiv, comunicarea profesionistă și responsabilă, prin care să-i chemăm pe toți românii, din țară și din străinătate, la efortul comun de a deveni fiecare o binecuvântare pentru străbunul, pentru pământul străbun și pentru istoria sa. Domnule profesor, Domnul Hristos a venit ca împărat al păcii, a venit să schimbe mentalități, a venit să ne îndemne la astfel de atitudini. Nu este ușor. Am dreptate? Sigur că nu este ușor și ceea ce spuneați este just. E normal să participe la acest efort și cei din țară și cei din străinătate care trăiesc și muncesc acolo. Ar fi chiar util ca, trăind în societăți occidentale, să transfere know-how-ul spre casă și să importe ei înșiși comportamentul respectiv, nu odată întorși în țară să revină la proaste obiceiuri, adică dacă acolo unde trăiesc și muncesc respectă legile, circulă conform regulamentelor de circulație sau păstrează curățenia, atunci odată reveniți în țară, e bine să fiu un exemplu din acest punct de vedere și pentru ceilalți concetățeni, nu să se comporte exact contrar și să încerce să demonstreze prin tot felul de, știu și eu, gesturi și atitudini nepotrivite că n-au învățat nimic în Occident. Așa că opinia dumneavoastră e perfect justificată și efortul trebuie să fie comun. E mare lucru, domnule deputat, timpul nostru se apropie de final și vreau să mai spun o rugăciune a lui Moise, pentru că suntem la final de an, pentru că la bilanțuri putem să ne aducem aminte de viață, de ce am dat. Spune Moise, învață-ne să ne numărăm bine zilele, să căpătăm o inimă înțeleaptă. Ce ați recomandat dumneavoastră din această afirmație a marelui om de stat, că a fost un om de stat, Moise? A fost un lider, un conducător, i-a condus pe evrei afară din deșert, înapoi în Palestina, deci un om cu viziune și care avea, ca să spun așa, o țintă clar definită, niște principii, niște căi cât se poate de clare și de corecte pe care le-a urmat. E valabil pentru fiecare dintre noi să avem un set de principii pe care să le urmăm, un mod de comportament și, ca și în cazul lui Moise, fiecare poate să se constituie într-un exemplu pentru concetățenii săi, fiecare poate să fie un așa zis lider în poziția în care se află și poate să facă bine, așa cum am mai spus. Ăsta este scopul, după părerea mea, fundamental.
să faci bine. Nu e suficient să fii un om bun, e mult mai important, cred eu, să faci bine. Și atunci implicit ești un om bun. Trebuie să și acționezi, nu numai, știu și eu, în mod pasiv, contemplativ, să fii mulțumit de cum ești tu și ce faci tu. Trebuie să fie o acțiune importantă, relevantă și pentru cei din jurul tău. Domnule deputat, fiind final de an, știu că dumneavoastră aveți un program extrem de încărcat, știu că nu vă mai putea prinde din nou, că nu trebuie nici să abuzăm. Aș dori să conchidem această emisiune și să vă adresați națiunii române atât de Crăciun, dar și de Anul Nou, pentru că la fiecare final de an, românii noștri trebuie să-și facă un bilanț. Ce le-ați recomandat, dumneavoastră, acestor concetățeni dragi ai noștri? Eu mă feresc sincer să fac recomandări, mai degrabă sunt dispus să fac urări, le urez tuturor un Crăciun cu pace în suflet, să fie împăcați cu sine, să aibă parte de pace și liniște alături de cei dragi, de un an nou mult mai bun decât acesta pe care îl lăsăm în urmă, să fie solidari, să acționeze în mod consecvent în spiritul unei societăți democratice călăuzite de principii, de lege, de respectare a acestora spre binele nostru al tuturor. Domnule deputat, vă mulțumesc mult. Astăzi am fost împreună cu domnul deputat Ovidiu Victor Ganz, secretarul Camerei Deputaților, un om ales, un om deosebit, un om de mare încredere, de mare ținută, din toate punctele de vedere, un model de care trebuie să avem nevoie în fiecare zi, un om care, atunci când spune ceva, face. Un om rar. Binecuvântat de Dumnezeu și rugăm pe El, Cel care ne luminează, să vă binecuvinteze familia, domnule deputat, să vă dea spor în tot ceea ce face, să vă poarte în carul lui de grință și atunci când facem apel la un strigăt către dumneavoastră să găsim soluții împreună ca România noastră să fie văzută așa cum trebuie, nu cum o cred alții. Nu am intrat în alte detalii că e sărbătoare, dar cu altă ocazie s-ar putea să punem și întrebări mai stăvilitoare, pentru că acolo, la nivelul la care sunteți dumneavoastră, aveți informațiile cele mai corecte. Din nefericire, în societatea românească se intervine cu o manipulare groaznică și de multe ori un cuvânt spus de la nivelul dumneavoastră poate atenua multe unde de viitură. Vă mulțumim încă o dată, la mulți ani români, la mulți ani România, la mulți ani pentru anul care vine și să ne dea Dumnezeu înțelepciunea care vine de sus. Dragii mei, îl rog pe bunul Dumnezeu să binecuvinteze România și Prințul Păcii care a venit acum 2000 și de ani să ne lumineze, să ne schimbe mentalitatea și să ne ducă în direcția pe care toți ne-o dorim. La mulți ani! Creștine, ieși afară, lerui, Doamne, lerui, ler, să privești cerul de seară, lerui, Doamne, lerui, ler, luminat de ostea mare, lerui, Doamne, lerui, ler, steaua bine vestitoare, lerui,
Cinstește astăzi pe Mesia, lerui, Doamne, lerui, ler. Magii și păstori sunt, lerui, Doamne, lerui, ler. Solii lui de pe pământ, lerui, Doamne, lerui, ler. Iar din cer un alt și sfânt, lerui, Doamne, lerui, ler. Îngeri vin cu dulce cânt, lerui, Doamne, lerui, ler. Pe pruncul dumnezeiesc, lerui, Doamne, lerui, ler. Toți cântând de preamăresc, lerui, Doamne, lerui, ler. Colindăm ca să-l vestim, lerui, Doamne, lerui, ler. Azi cu cerul